Zeci de tineri au încercat să vadă cât de bine se patinează pe lacul înghețat. Nici o clipă nu s-au temut că stratul de gheață s-ar putea rupe chiar sub ei. Nu v-a fost teamă? Nu, e destul de groasă gheața. Totuși există riscul să crape. E, puțin probabil că am dat. Ne-am dat și cu patinele, e puțin probabil. Ai mai fost până acum, nu e prea? Da, mai fost de prima. Ați fost doar așa la plimbare pe gheață? Da. Dar pare să fie cam subțire, deocamdată și mie cam frică. Zilnic, autoritățile avertizează că este una dintre cele mai periculoase plimbări. Știți, act de bravură inconștientă, știți? I-am atenționat pe doi și le-am spus, dacă se sparge gheața, eu nu știu să înot. Deci eu nu sar. Din păcate, mai mult decât să avertizeze, autoritățile nu au ce să facă. Nici o lege din România nu prevede sancționarea celor care patinează sau se plimbă pe lacurile înghețate.